Dragii mei, e septembrie din nou. Este începutul unui nou an școlar, atât pentru elevi, cât și pentru părinți și pentru cadrele didactice. Viața este plină de noi începuturi, dar acesta, al deschiderii anului școlar, este unul special. Ne rămâne în suflet pentru că, iacătă, în prag de toamnă, împreună, pășim într-o nouă călătorie a cunoașterii. Prima zi de școală este o zi specială și pentru voi, și pentru părinții și bunicii voștri. Nimeni nu uită ziua aceasta. Pentru că, dragi copii, acum vă întâlniți cu visurile voastre, cu dorințele voastre. Acum vedem și noi că ați crescut puțin mai mari, ați pășit cu încă un an în viață, v-ați maturizat, ați crescut și avem pretenții mai mari de la voi. Acum sunteți pe drumul înspre împlinirea voastră ca oameni adevărați. Școala vă ajută să faceți asta. Și unde puteți face acest lucru mai bine decât acasă, în familiile voastre, cu părinții voștri și aici, la școala gimnazială numărul 19, o școală de elită a învățământului brașovean. Dumneavoastră și noi am demonstrat asta și promitem că o vom demonstra-o în continuare. Nu suntem neapărat adepții topurilor și ierarhizărilor, dar evidența arată asta. A fi om nu înseamnă altceva decât a fi responsabil, un cuvânt care spune totul. Dacă cu fiecare piatră ce se așterne în fața voastră și o dărâmăm și cu fiecare realizare pe care o lăsăm în urmă, nu facem altceva decât să construim lumea, să îmbunătățim lumea. Haideți ca împreună, dragi copii, pentru că voi sunteți viitorul, să facem lumea asta puțin mai bună. Cum? Iubind învățătura, iubind școala, iubind morala, iubind oamenii, dragii mei. Oamenii care sunt părinții voștri, profesorii voștri, vecinii voștri, prietenii voștri. Iubim oameni și nu în ultimul rând, iubim țara. Țara suntem noi și nu sunt cuvinte goale. Și dacă observați, am încercat așa, prin câteva simboluri, să marcăm anul centenarului. Să nu uităm că anul acesta se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire. Iacă-te tricolorul lângă noi. Vă îndemn să-l cinstim cu toții. Nu este puțin lucru că atunci când se va scrie istoria, noi să putem spune că am fost contemporani cu centenarul. E puțin ceea ce am făcut noi aici, dar dragostea de țară și educația patriotică trebuie să nu lipsească. Și acest sentiment să-l avem în suflet mereu. Dragi părinți, mă adresez dumneavoastră și vă spun că vă doresc sănătate și putere să vă creșteți frumos copiii. Să vii educați, să vii disciplinați, să aveți încredere în profesorii dumneavoastră și împreună cu ei să susțineți școala aceasta. Să o susțineți pentru că doar astfel putem avea succes cu toții. Acordați-le timp copiilor dumneavoastră, iubiții, stați cu ei, că așa vă creați amintirile. Și fără amintiri nu putem trăi. Dragi profesori, din tot sufletul meu vreau să vă spun în fața tuturor să pășiți cu dreptul în noul an școlar, să aveți energie și să fiți așa cum vă știu eu că sunteți, profesioniști adevărați. Să fiți sănătoși și să vă asigur de tot respectul și de toată prețuirea mea. Știți că sunt emoționată de câte ori vorbesc despre colegii mei și despre elevii din școala aceasta. Sper ca și părinții să mă împărtășească simțirea. Și acum, dragi elevi, vă spun și vouă ceva. Școala a fost goală fără voi 3 luni de zile. A fost pustie. Dar ați venit astăzi și totul s-a umplut de viață. Pentru că voi dați sens școlii. Voi dați sens vieții noastre profesionale și voi dați sens vieții părinților voștri. Să ne trăiți sănătoși și frumoși și bucuroși. Să veniți la școală cu plăcere și să plecați de la școală cu plăcere. Și nu în ultimul rând, vreau să mă uit la cei mici de clasa pregătitoare, care acum, la 6 ani, pornesc
în aventura asta a școlii. Îi văd micuți, gărgărițe, fluturași, albinuțe. Vom începe anul școlar aici la școala 19. Sunt 3 clase pregătitoare. După câte cereri am avut, am fi făcut 5 clase pregătitoare, dar spațiul anul acesta ne-a permis doar atât. Să fiți bineveniți, dragii mei, să vă bucurați de doamnele voastre învățătoare, care sunt niște profesioniste desăvârșite. Să aveți un drum lin prin școala noastră, iar la sfârșitul anului să ne declarăm cu toții mulțumiți. Vreau să felicit și clasele întâi, care anul trecut au fost în clasa pregătitoare și acum iată-i mari printre ceilalți la careu. Vreau să felicit și elevii claselor a patra, care au rămas la noi în școală și acum sunt în clasa a cincea. Sunteți cu toții copii foarte buni și disciplinați. Vă rog ca în continuare să ne susțineți și să fim o echipă. Și acum vă spun tuturor, elevi, părinți, cadre didactice, personal auxiliar, personal nedidactic, succesul îl dă echipa, iar noi aici suntem o echipă. Un membru se bucură de acolo de sus că s-a împlinit un vis, dar noi am rămas și ducem steagul mai departe. Vă doresc din suflet succes tuturor, sănătate, să aveți un an bun, să avem un an bun cu liniște și pace, cu descoperiri noi, cu bogăție intelectuală, culturală, socială și emoțională. Succes tuturor, Doamne ajută!